Mei prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Numele meu este Alin, o să-l fac puțin mai lung pentru că am anumite lucruri de spus. Rămâneți până la sfârșit pentru că Barâș anunță cine cumva câștiga emisiunea Puterea Dragostei. Iar pentru cei care sunteți noi pe acest canal, vă rog foarte mult să vă abonați pentru că sunteți printre primii care vă spune realitatea așa cum este, nu cum o fac altele. Haideți să-i dăm drumul. Am văzut că cele două, nu dau nume, nu mai vreau să le fac publicitate, au spus aseară că Bianca și Livian s-au împăcat și că Marius s-a certat cu Filip, mai precis și Berna cu Pirui, total fals, total neadevărat. Haideți să începem cu primul subiect, este legat de Bianca și Livian, nu s-au împăcat, dar ce este drept că vorbesc la telefon și se înțeleg foarte bine și fac pași ușori spre împăcare, dar în acest moment eu vă garantez și cred că sunt singurul în măsură care pot să vă spun că nu s-au împăcat. După cum bine știți, am o legătură foarte strânsă cu Livian și în acest moment ei vă spun 100% că nu sunt împreună, doar că vorbesc și se înțeleg foarte bine. Sunt pași mici, dar sigur spre împăcare. Al doilea subiect este legat de Pirui și de Marius. Berna și Filip, am înțeles de la cele două că s-au certat, că s-au mutat din cameră. Nu, în acest moment ei sunt tot în aceeași cameră, nu s-au mutat, așa că să se oprească cu speculațiile. Acum o să vă dau drumul la acel vlog unde Barâș spune cine câștigă emisiunea Puterea Dragostei. Și este vorba puțin și despre Andra, unde a făcut un vlog live, am înțeles, unde spunea că are datorie Barâș la Jador. Iar Barâș a vorbit cu Jador și a demonstrat că nu are niciun fel de datorie. Se pare că Andra ușor ușor iese din colivie, cât a fost cu Mocanu, nu prea a vorbit, iar acum încearcă să se afirme prin anumite minciuni care, din punctul meu de vedere, nu și-au rostul. Iar spre final, o să vedeți motivul adevărat pentru care Jador nu dorește să mai stea cu el. Și o să aveți acolo acel mic clipuleț. Haideți să-i dăm drumul. Vă arăt că am vorbit cu Jador. Nu am făcut cu nimeni așa ceva. Uitați, am vorbit cu Jador. Ce scrie aici, vedeți? Remus Ionuț Dumitrache. Am întrebat pe el. Frate, eu am datorie ție și el a scris că nu, frate, nu, frate, ești fratele meu, nu bagă în seamă ce spun oameni. Uitați. Stați să fie așa mai o secundă. Nu, frate, ești fratele meu, nu bagă în seamă pe ce spune oameni. Ați văzut? O secundă, vă arăt încă o dată. Este Remus Ionuț Dumitrache. Am întrebat, frate, am datorie? Nu, frate, ești fratele meu? Nu baga în seamă ce spune oameni. Ok, frate, te pup, am scris. Nu am niciun datorie. Ea a spus că am datorie și pe ea, și pe Jador, și pe Mocanu. Imediat după ce am auzit asta, am sunat pe ea și a spus că vrea să intre în război cu mine, că am vorbit eu despre ea. Dar nu cu așa, cu vrăjeală, vă rog. Bună seara! Și imediat am sunat pe Jador, nu a răspuns că salvea o vocea, era în studio și am trimis mesaj, mi-a trimis mesajul ăsta. Nu, frate, nu ai niciun datorie, tu ești fratele meu, nu bagă în seamă pe oameni. Asta este. Oricum, nu mai vreau să vorbesc. Sunt bine, sunt bine, vă mulțumesc.
Am venit la studio, o să salvez vocea astăzi și Silvia, ce datorie am ție? Spune. Datorie un pupic, poate. Am venit să pregătesc melodia mea, care o să cânt eu în limba română. Pregătesc pentru voi, bineînțeles. O să filmam. Vă pup și eu. Vă mulțumesc foarte mult. Și o să filmez un clip foarte șmecher. O să fie cum vreți voi. Melodia o să fie limba română, o să fie ceva foarte interesant. Ea acum vorbește despre cine vor ei. De exemplu, eu pot să spun că cineva are datorie mie. Eu nu cred oricum, nici nu am deschis acum live-ul ca să vorbesc despre ei. Da, datorie față de mine, trebuie să vii în Italia. Ok. O să plătesc. Doar pe tine am datorie. Vă mulțumesc. Vă iubesc foarte mult. Și trebuie să știți ceva. Exemplu. Eu dacă aveam datorie pe Andrada, trebuie să fiu prost ca să vorbesc despre ea. Pentru că dacă am datorie, de ce să vorbesc despre ea? Că eu trebuie să știu asta, ea să... o să vorbească de mine că am datorie. Trebuie să fiu prost. Dacă am datorie, de ce să vorbesc despre ea? Bine, mai eu am vorbit despre ea și după aia ea a venit cu război, nu? Fiți deștept, vă rog, și realizați mai bine treburile. Eu dacă am datorie pe cineva, nu o să vorbesc despre ea, exemplu, niciodată dacă am datorie pe bune. Și dacă... Adică trebuie să fie mie frică, nu? Dacă am datorie... Nu vorbesc niciodată, pentru că eu știu dacă vorbesc eu, o să începe să vorbească și ea. Și dacă aveam așa ceva, dar nu am. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult. Despre nimeni nici nu mai contează. Știu, dar asta este, nu mai fiți supărați că eu vă iubesc foarte mult și doar cu voi vreau să vorbesc. Vreau să vă povestesc pe voi ce este în Istanbul, ce este despre emisiunea asta, despre concurență nu mai vreau să vorbesc niciodată în viața mea, nici nu mai mă interesează pe mine. Ei au datorie mie. Ei au datorie mie. Ce datorie au? Datorie, ei sunt datorit mie că au viața asta acum așa frumos. Nu e așa? Ei sunt cunoscut. Acum face bani după Instagram, fac bani după nu știu ce. S-a duce la nu știu unde. Toți cu șmecherie. Ei au datorie mie, dar eu niciodată nu am cerut nimic. Andra astăzi a făcut live că nu știu ce, dar nu mai contează, nu mai vreau să vorbesc despre asta. Eu dacă aveam datorie pe cineva, nu vorbeam niciodată pentru ea, pentru că dacă aveți datorie pentru cineva, exemplu, trebuie să fiți prost dacă vorbiți. Salutare. Berna și Filip, Team 2. Ok, o să citesc mesajul și o să transmit la Berna. Da, Andrei, așa este. Mulțumesc. Voi sunteți oameni normali. Sunt niște oameni care nu sunt normali. Nici. Adică eu doar citesc la niște mesaje, așa doar râd. Stau acasă. Eu am ocupație mai important decât ei. Am importanție, exemplu, urmează să fac 3 emisiune. Urmează să deschid clinica mea, care o să fie în București. Urmează să scot mai multe melodie. Eu lucrez pentru niște chestii frumos, nu mă ocup cu niște cacaturi așa. Bună seara. Salutare. Păi noi vrem să dați pe televizor filmulețul pe care l-a trimis.
una dintre fanpage-uri. Da. V-am arătat mesajul cu Jador. Astăzi am vorbit cu el. Mi-a spus că tu ești fratele meu, nu ai niciun datorie mie, nici eu nu am luat niciun lei de la el, de la nimeni. Și doar că mi-a spus că tu ești fratele meu și tot timpul o să fie așa. Am vorbit frumos pentru că el știe de unde a venit, el știe, mă cunoaște foarte bine. Eu nu mai vreau să fiu ca ei, eu vreau să fiu diferit față de emisiune, față de niște concurenți. Nu vorbesc despre toți concurenți. Și pentru asta nu mai vreau să vorbesc despre ei. O să am foarte multe proiecte ca un om normal. Eu nu am participat la Puterea Dragostei, nu am participat nicăieri. Doar am selectat pe ei. Ei, dacă crede că au datorie mie, ei dacă au datorie mie, eu nu vreau nimic, doar sunt foarte mulțumit că, exemplu, Alex Zanoaga cu Simina au un ingeraș, Duminic îl cheamă. Asta este mândru pentru mine. Care sunt cupluri, au căsătorit acum, asta este mândru pentru mine. Restul, adică nu am de ce să mă mândru eu cu ei. Asta este mândru că am făcut emisiunea așa frumos și urmează să fac niște chestii foarte frumos pentru România. Atât. Melodie, acum pregătim. Acum pregătim melodie, o să fie, după ce se deschide grânțele, vreau să aduc pe cineva din România aici, o să joacă cu mine în clip și o să fie clipul foarte mișto, nu așa amator. O să filmez cu 100 de persoane. Cu toate producție de la unde lucram eu, de la canal, toți prietenii mei o să filmează pentru mine. Eu, și eu vă respect, vă mulțumesc foarte mult. Am vrut să intru, acum nu mai știam că ce mai faceți, cum sunteți. Dacă tot sunteți bine, mă bucur foarte mult, pentru că eu vreau binele vostru tot timpul. Nu-mi place vrăjeala, nu-mi place nimic. Și România este al doilea țara mea. Jador este în inima mea tot timpul, îl iau peste tot cu mine. De la emisiune nu am făcut cu nimeni. Alexandra, nu am dat, adică nu am să dat nimic. Din casa nu am făcut cu niciuna. Sunt o grămadă de fete care vin la casting, care nu sunt selectați, exemplu. Cu ele puteam să facem. Dar care sunt selectat deja, care sunt în casă, nici nu m-am interesat cu ele. Dar care a venit la casting, care nu a fost selectat, cu una doar am vorbit, care nu știe nimeni, nu cunoaște nimeni, niciodată nu a ieșit pe televizor. Dar care a fost din emisiune, niciodată nu am vorbit așa sexual sau ceva de genul cu ei. Și sunt o grămadă de fete, exemplu. Eu făceam castingul în Centru Vechi. Eram la Hotel Europa Royal. Și dacă ieseam pe stradă la Centru Vechi, la Vintage, la nu știu unde, oricum găseam acolo. De ce să mă complic cu ele? Ele oricum au venit pentru alții acolo, nu au venit pentru mine. Și pentru asta nu am de ce să fac. Nu am deschis acum ca să vă dau explicație despre cine ce vorbește de mine. Eu, așa că tot o să vă deschid, o să mă vedeți față cum vorbesc eu cu voi. O să demonstrez și pentru voi cu munca mea unde o să ajung mai sus. Asta este mândru pentru mine. Vreau să cunosc pe fiecare persoană, vreau să vă postez unde o să ajung eu în București. Vreau să ne vedem cu toată lumea. În realitate, dacă mă vedeți, dacă mă cunoașteți pe mine, o să dați seama mai mult. Eu știu foarte bine. Și acum trebuie să mă duc să mai lucrez pentru melodie, pentru voi. Și vă iubesc foarte mult, să știți asta. Imediat să citesc și mesajul ăsta. Ce părere ai? Cine va câștiga sezonul? O părere sinceră, așa cum ești. Mi se pare ori câștigă Livian, ori Ella. Așa cred eu. S-
Sunt unele care a dat la mine din casă, dar eu nu am dat pentru că eram cu o turcaică atunci. La mine nu este frumos. Și v-am explicat eu de ce nu sunt așa, pentru că eu când eram mic, când eram cu mama și cu tata, tatăl meu câteodată a înșelat pe mama, eu atunci stăteam lângă mama și după ce am văzut că cum plânge lângă mine pentru tatăl meu, atunci aveam 10 ani și am promis eu pentru mine niciodată nu o să înșel, chiar dacă am o săptămână cu o fată, niciodată nu am înșelat. Nu poate să zice nimeni că am înșelat pe... Am avut și niște români ca exemplu, niște iubite din România și niciodată nu am înșelat. Poate am greșit cu altceva, nu pot să zic că eu sunt curat 100%. Și eu am greșelile, dar cu înșelătură niciodată nu am înșelat pe o fată și așa o să fie tot timpul în viață pentru că mi-am aduc aminte tot timpul pe mama mea. Aici această poză cred că face cât 1000 de cuvinte și de ce spun asta? Da, într-adevăr, eu o cred pe Ela când spune că nu-l interesează Livian. Dar dacă nu te interesează Livian, înseamnă că ți-e place să vezi alte persoane suferind. Gen, în acest caz, Bianca. Pentru că dacă nu te interesează Livian, de ce faci anumite lucruri și anumite jocuri cu el? Eu nu cred, sincer, nu cred în prietenia între un bărbat și o femeie, așa că... Nu știu de ce faci aceste jocuri, doar ca să deranjezi. Am văzut că te-ai băgat și în cuplul Daianei cu Gabriel. Am văzut că mai de mult când era Ian cu emisiune, te-ai băgat și în cuplul lui cu Denisa. Apoi ai avut câteva tangențe și cu fratele lui Ian cu Culiță Sterp. Și nu uita el că ăștia toți sunt prieteni cu Jador. Mă refer la Livian, mă refer la Iancu, mă refer la Culiță. Știi foarte bine că sunt prieteni cu Jador. Din punctul meu de vedere, cred că ți-ai dat seama că Jador nu te mai acceptă, nu te mai vrea și acum, oarecum indirect, încerci să te răzbuni. Dar răzbunarea asta ta să nu aibă mai multe tăișuri. Eu îți dau un sfat prietenesc pentru că nu este normal ce faci. Iar... ca așa, ceva extra, tu niciodată nu o să-l cucerești pe Jador jucându-te cu Andy, cum de altfel știe toată lumea și s-a văzut foarte bine cum filtrai cu el în emisiune și că la timpul respectiv chiar vă era drag unul de celălalt. Sper ca susținătorii Elei să înțeleagă ce este de înțeles. Eu știu că ei sunt foarte inteligenți din punctul meu de vedere, susținătorii Elei sunt unii dintre cei mai civilizați susținători. Am văzut că nu prea înjură și... doar vin cu argumente. Din punctul ăsta de vedere, tot respectul meu este ceva constructiv.